Prima războiului din Ucraina, unii români recurg la măsuri de protecție extreme. Un gălățean de 48 de ani a mers la spital pentru un consult cu vesta antiglonț pe el. Sigur, ne întrebăm acum de unde a făcut rost de vestă, dar și ce anume l-a determinat să o îmbrace. Toată povestea o știe reporterul Observator Adrian Obreja. Îl ascultăm. Bună ziua! Totul s-a întâmplat ieri la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Galați, acolo unde pacientul în vârstă de 48 de ani s-a prezentat și a solicitat un consult medical. Atunci, asistentele și medicii care se aflau pe tură au observat că acesta poartă vestă antiglonț. Normal, l-au întrebat de ce are această vestă pe el și le-a povestit că se teme de un posibil conflict armat ce ar putea izbucni în Ucraina și astfel a decis să se protejeze și să poarte această vestă antiglonț. Tot medicii l-au întrebat de unde are vesta și le-a spus că o are de la un club de airsoft, club din care face și el parte. Într-un final, după această întâmplare ciudată și hazlie, un medic urolog l-a consultat pentru că acuza astfel de probleme medicale, după care pacientul a plecat acasă cu rețetă medicală. Toată lumea se crucea când a auzit treaba asta. O venit unul cu vesta antiglonț pe el. S-a uitat lumea, l-a întrebat, mă, ce cu treaba asta pe tine? Păi, nu vedeți, poate să vină război pe rușii, să fiu pregătit, să fiu protejat. Vă dați seama că toată lumea a fost șocată de știri. Oricum, a fost distractivă, știrea distractivă a urgenții vieții.